Militarul Ciprian Ștefan Polski, căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan, a fost desemnat luni cetățean de onoare al municipiului Buzău, titlu acordat post-mortem prin votul consilierilor locali. De asemenea, aleșii municipiului Buzău au fost de acord cu oferirea unui ajutor financiar familiei, în valoare de 10.000 de lei. Vă propun ca înainte de a vota să ținem un moment de reculegere. Asta vreau să vă spun eu. Trebuie ședința cu treaba aceasta. Sacrificii au sacrificat în primul rând pentru familie, așa cum știți, are doi copii mici cu probleme. Soția lui este angajată a primăriei Pândas, persoană însoțitoare a persoanelor cu probleme, și n-am făcut decât să ne aducem și noi, primăria Buzău, comunitatea buzoiană, un mic ajutor pentru această familie care, iată, și-a pierdut ajutorul. Între timp, trupul neînsuflețit al militarului a ajuns în România. Ceremonia de repatriere a sublocotenentului post-mortem Ciprian Ștefan Polski a avut loc marți la baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica Sfântul Ștefan din municipiul Buzău, acolo unde prietenii, rudele și camarazii își pot lua adio de la militarul din Buzău. Ciprian Ștefan Polski urmează să fie înmormântat joi, în cimitirul eroilor din Buzău. Sublocotenentul Ciprian Ștefan Polski din Buzău, care îndeplinea funcția de șofer în cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, și-a pierdut viața joi, 5 septembrie, în urma exploziei unei mașini capcană în apropiere de Green Zone din capitala Afganistanului, în timp ce se afla la volanul unui autovehicul de serviciu. Acesta era căsătorit și avea doi copii.